Bine ați venit la seria de mesaje Legea și Harul din cartea Evrei. În această serie de mesaje vom descoperi diferențele dintre Vechiul și Noul Testament, adică dintre lege și har. A înțelege legământul sub care ne aflăm și care este aportul nostru sub acest nou legământ, ca oameni născuți din nou, e absolut necesar în ce privește relația noastră cu Dumnezeu și afectează orice lucru pe care dorim să-l primim de la El. Iar în episodul de astăzi vom înțelege că doar datorită a ceea ce Isus Hristos a făcut pentru noi, putem spera la mântuire și sfințire. Continuăm să ne uităm la comparațiile pe care autorul cărții Evrei le face între Isus și Vechiul Testament. Și astfel începem să citim în Evrei, capitolul 2, de la versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplată, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa. Comparația care ne se face aici între mesajul Vechiului Testament și celui nou, pe care l-a adus Iisus Hristos și care a fost continuat de către apostoli, fiind împuternicit de Dumnezeu cu semne și minuni. Prin faptul că mesajul Noului Testament e superior celui vechi, înseamnă că și încălcarea lui are efecte mai mari. Și aceasta înseamnă că dacă omul era pedepsit pentru încălcarea Vechiului Testament, cum crede cineva că va scăpa fără să fie pedepsit atunci când va încălca noul legământ? Mesajul la care se face referire e mesajul Evangheliei, adică vestea bună. Însă, care este această veste bună? Că Iisus Hristos a venit ca să moară în locul meu și al tău. Și nu numai că a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat, că acolo unde este El, acum, să ajungem și noi după sfârșitul vieții noastre. Oricine nu crede și batjocorește acest mesaj al Evangheliei, va fi pedepsit cu moarte veșnică. Dacă mesajul Vechiului Testament punea accent pe mânia lui Dumnezeu asupra păcătoșilor, mesajul Noului Legământ vorbește despre mântuirea păcătoșilor. Și ce pasaj decât în Ioan capitolul 3, versetul 16 demonstrează acest lucru, unde ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu a iubit oamenii întotdeauna, însă din pricina dreptății nu a putut să-și exprime această dragoste în felul cum o poate face astăzi sub noul legământ. Mă refer la faptul că sub vechiul legământ Dumnezeu nu putea să aibă milă de un credincios sau de un om fără ca acesta să aducă o jertfă pentru păcatele sale. Și aceste jertfe erau sânge de animale. Problema însă era că acest sânge de animal nu era de ajuns oricum și vom înțelege acest lucru într-un capitol viitor. Sub nou legământ însă Dumnezeu își poate arăta dragostea față de noi, fiindcă Isus Hristos a plătit pentru toate păcatele omenirii. Dumnezeu nu e mai îngăduitor cu păcatul astăzi decât a fost sub Vechiul Testament. Diferența o face faptul că Isus Hristos a plătit pentru păcate. Pe când în Vechiul Testament erau doar jertfele de animale și sângele de animal nu putea niciodată să șteargă cu adevărat păcatele oamenilor din acea vreme. De aceea Dumnezeu nu și-a putut arăta dragostea pe care întotdeauna a avut-o față de oameni, decât atunci când l-a trimis pe Iisus Hristos. Și de aceea apare un Dumnezeu mai dur sub vechiul legământ decât sub cel nou. Dacă sub vechiul legământ credincioșii trebuiau să împlinească toate cele 613 legi, astăzi sub nou legământ există doar o singură poruncă: să crezi în Iisus Hristos. Acesta e singurul lucru necesar să-l facă un om pentru a avea viață veșnică. Credința autentică însă va ieși la iveală și prin fapte. Continuăm să citim în Evrei capitolul 2 de la versetul 5. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă, cineva a făcut următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încrunat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-ai supus toate, nu i-ai lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Acest pasaj ne vorbește despre faptul că Isus a fost, la un moment dat, inferior îngerilor, și anume atunci când a luat forma unui om. Inferior în sensul că era supus trupului omenesc, care era limitat în timp și spațiu. În ce privește autoritatea însă, Iisus a fost întotdeauna mai presus de îngeri. Și ne amintim că îngerii erau la dispoziția lui și nu invers. Motivul pentru care Iisus a venit pe pământ a fost pentru că omenirea avea nevoie de un reprezentant în fața dreptății lui Dumnezeu, unul care să vorbească în locul nostru. Adam cândva a reprezentat omenirea și prin faptul că el a păcătuit, toți am păcătuit prin el. La fel Iisus, prin faptul că a împlinit toată legea pe care niciun om nu putea împlini, el reprezintă în fața tronului lui Dumnezeu pe fiecare om care se încrede în el. Astfel putem sta în fața lui Dumnezeu fără frică și teamă, fiindcă nu stăm în fața lui Dumnezeu bazat pe abilitățile și performanțele noastre, ci bazat pe ceea ce El, Iisus Hristos, a făcut. Acesta e total contrar a ceea ce vedem în Vechiul Testament, unde accentul se pune pe performanța omului și pe cât de mult poate face el pentru Dumnezeu. Legea cere și întotdeauna îți spune că nu ai făcut de ajuns. Acesta e un mesaj care răsună în majoritatea bisericilor astăzi, unde li se spune că Dumnezeu nu e mulțumit de ei, fiindcă nu citesc Biblia de ajuns, nu se roagă de ajuns, nu postesc de ajuns și tot așa. Acesta nu e mesajul care îmbărbătează și cheamă oamenii la pocăință. Mesajul care cheamă oamenii la mântuire astăzi e ceea ce El a făcut, nu ceea ce tu faci pentru el. Vreau să-ți pun o întrebare și vreau să-ți răspunzi cât de repede posibil poți. E Dumnezeu mulțumit de tine? Dacă ai putea să-i mulțumești pe Dumnezeu prin faptele și jertfele tale spirituale, nu mai era nevoie de Isus. Dar pentru că aceste lucruri nu sunt de ajuns, a trebuit să vină Iisus. Cititul Bibliei, rugăciunea, postul, stăpânirea de sine, dragostea și toate aceste lucruri le practicăm nu ca Dumnezeu să ne vadă, ci ca oamenii să ne vadă și să vină la Dumnezeu. Citim în continuare în Evrei, capitolul 2, de la versetul 10, următorul lucru. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfinți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Dacă sub lege li se poruncea credincioșilor să se sfințească prin tot felul de ritualuri, sub Noul Testament suntem sfinți doar prin faptul că ne încredem în Isus Hristos. Acesta e unul dintre cele mai dificile lucruri de înțeles pentru credincios astăzi. Spun aceasta fiindcă din pricina mentalității vechi testamentale, credincioșii astăzi încearcă din toată puterea lor să devină sfinți, făcând tot felul de lucruri pe care cred ei că Dumnezeu le cere de la ei. Și fac acestea cu sinceritate. Însă sinceritatea nu mântuie pe nimeni. O credință corectă o face. Cei care cred în Isus Hristos sunt deja sfinți. Ei nu încearcă să devină sfinți. Astfel, tot ce mai lipsește unui credincios acum e să realizeze că deja e sfânt, ca astfel să trăiască asemenea unui sfânt. Lupta celor născuți din nou nu e să devină sfinți, ci să înțeleagă faptul că deja sunt sfinți. Și aceasta se face citind și cercetând Scripturile și cunoscând noua identitate în Hristos. Dacă ai absolvit o școală din care ai ieșit inginer, de exemplu, și te-ai angajat apoi ca și inginer, tu asta ești. Nu trebuie ca toată viața ta să înveți să devii un inginer. Tu deja ești un inginer. Acum doar depinde de tine, de cât de bun și eficient vei fi. Tot așa e și cu tine, cel născut din nou. Tu deja ești sfânt. Depinde de tine, de cât de mult crezi acest lucru și dacă alegi să acționezi în conformitate cu această credință. Aceasta pentru că identitatea ta nu se schimbă. Ești sfânt pentru că Iisus Hristos a împlinit legea în locul tău. El a făcut ceea ce noi nu puteam face niciodată. Cât de trist e că mii de credincioși încearcă să-i demonstreze lui Dumnezeu că ei pot respecta legea prin faptul că o taie în câte bucăți le convine lor și respectă ce le convine lor. A încerca să faci acest lucru e ca și cum i-ai spune lui Isus în față că nu ai făcut de ajuns. El a făcut de ajuns. El a împlinit legea. Legea care te condamna la moarte și care îți amintea că ești un păcătos. Un lucru pe care îl voi menționa foarte des în această serie de mesaje e faptul că legea nu e împotriva harului sau invers. Legea conduce înspre har. Însă odată ajungi sub har prin credința în Iisus Hristos, nu mai avem voie să ne întoarcem înapoi sub lege. Și fără lege, harul nu are sens. Fiindcă dacă nu ar fi existat o lege care să-ți arate că ești un păcătos, nu ți-ai fi dat vreodată seama că ai nevoie de un salvator. Dacă acest mesaj a fost o binecuvântare și o încurajare pentru tine, te rog să-l distribui cu prietenii sau cunoscuții tăi, pentru ca și ei să fie încurajați la rândul lor. Și mă rog să deveniți tot mai conștienți de dragostea și harul lui Dumnezeu care este în voi. Rămâneți binecuvântați!